Am înțeles că ai fost violat de un vecin luna trecută. Poți să ne povestești un pic cum s-a întâmplat? Eu stăteam pe masă la... făceam treaba pe acolo, așa. Pe acolo pe unde? În bar. Și eu am fost la toaletă să fac nevoile. Și el m-a pândit, a venit după mine. M-a tras mini, a intrat după baie. Da. A tras mini, s-a dezbrăcat, m-a apucat de ceafă și mi-a dat cu aia pe la gură. L-a forțat să-i facă... Și după aia a intrat la toaletă și a tras apa și m-a băgat capul. Încercând și altceva. Mi-a smuls să se de aici. Și a smuls și ceva. Adică stai puțin, după ce a întreținut relații sexuale orale cu tine. A încercat și altceva, nu a reușit. Așa, și după aceea te-a băgat cu capul în toaletă? Da. Și a tras apa? Da. De ce? Nu știu. N-am vrut să... el, perversiunea lui. N-am vrut să iau aia. Deci, el practic, nu s-a consumat un act. A fost doar o încercare a lui. El a... l-a tras efectiv cu capul și a făcut. I-a făcut. A încercat și altceva, înțelegeți? Nu a reușit și după aia a continuat tot la fel. Tot așa. Deci s-a consumat actul sexual oral, înțeleg. Da? Și după treaba asta te-a băgat cu capul în... Da, mi-a rupt piercing. Și după aceea? Și după aceea m-a băgat capul în veceu și a tras aia. Și apoi? Și m-a șez cu hârtie igienic cu față. Cu sun. Mizerat, da. După care a plecat sau ce a făcut? A plecat. Care a venit un vecin, el tot nu se potolea. Și când s-a întâmplat treaba asta? În ce zi? Adică ziua, noaptea și în ce zi? La vreo 12 noaptea. 12 noaptea, da? Și în ce zi? A doua zi de Crăciun, pe 26. Spuneați ceva de o sumă de bani, că i-ar fi dat cine? Dar nu el. Nu. Numai un pic, că după aia vorbim. Și după treaba asta, tu ce ai făcut? Am făcut-o. M-a dus în spate, unde se servea. Așa, adică ai revenit în bar, da? Da. Și ai spus cuiva? N-a spus la nimeni. S-a închis în el. I-a fost foarte frică de el. L-a adresat, l-a spus. L-a amenințat, l-a adresat. Ți-a spus ceva? Că te bate? Dacă spui dacă sau... Zic, dacă povestești ceva, nu mai, mă taie mereu. Când mă prinde, mă bate. Și înțeleg că ai povestit totuși celor din familie, da? Asta când? Mie mi-a povestit. Noastră sunteți? Da. Mătușa, da? Ai povestit mătușii? Da. Și plângerea cine a făcut-o? Mama lui cu fata mea. Eu am fost la poliție la noaptea seara. Și eu. Mi-a putut să-mi dați numele când... Dar tu îl cunoșteai pe băiatul ăsta de mai mult timp? Vorbeai cu el? Adică aveți așa o relație, vă întâlneați, vorbeați? Nu, așa, ca vecini din strada asta. Vecini, bună ziua, 7 ani. Dar el câți ani are? Are vreo 30. Are copii, are familie. 34. 34 de ani. Băiatul a venit la mine la bucătărie. Asta când? Asta se anua seara, la altă seara. La altă seara a venit băiatul. Ce dată este? Pe 4. Pe 4 ianuarie. A venit la mine la bucătărie și... l-am întrebat, Gabriel, spune și mie, mamă, ce s-a întâmplat acolo la bar. Și el mi-a spus, ci că eu spun drept, că n-am cu ei să spun. Dar știați că s-a întâmplat ceva sau vi s-a părut schimbat? Știam că am auzit, dar nu mi-a spus dreptatea el, că i-a fărut și nu-i spun cazul ăsta. A fost și frică de el. Și a fost și frică. Ați auzit de unde? Tot la ăștia, că s-a laudat prin bar, că avea filmare pe telefon. La filmat cu telefonul, domnișoară. La filmat cu telefonul. La știere pe urmează, a filmat cu telefonul el și a arătat prin bar și copiii i-a spus și eu l-am întrebat. Gabriel, de ce nu spui? Și le-a spus că e frică de el. Și că mie mi-e frică, a spus că dacă mă prinde, mă omoară, că de atâtea ori decât îl prinde, îl bate. Și el mi-a spus și că mi-a dat aia la gură, mi-a făcut prostii în gură. Și atunci când l-am auzit, am început să plâng. Zic, cum, Gabriel, tu n-ai putut să spui? Și că n-am putut. Am început să plâng. Am zis, nu trebuie să lăsăm așa, trebuie să mergem la poliție. Și am mers la poliție. Am fost la fata mea la Focșani și am luat-o și am dus cu ea la poliție. Asia. Și astăzi am înțeles că l-au chemat pentru declarații. Da, a fost și-a dat declarații la poliție astăzi. Asta aici, la Odobej, da? La Odobej, da. Da, de băiatul ăsta,
bărbatul ăsta, știți, să fie cu probleme, cu violență. Mai a făcut treaba asta. Mai au făcut și că acum 2 ani. 2 ani, 3 ani avea filmare, un alt băiat mi-a arătat mie. La dialog mi-a fost, mi-a arătat filmare. Nu știu cine sunteți. Tata băiatul. Tata băiatul. Tatăl, da? Da. Păi, și avea o filmare? Avea o filmare pe telefon la altcineva, mi-a arătat la mie filmare. Cu ăla, care el deține treburi din astea, face treburi din astea. Păi și n-a mai făcut nimeni nicio plângere? Dar nu, că eram altfel, era major, mă înțelegi? Ăla a plecat de pe aici, unul pe a plecat de pe aici. Aduceți Florin. Și este vecin cu dumneavoastră. La vot 3-4 case, mai la bare, 4-5 case. Domnul Adochiței, ei vă acuză de treaba asta, că le-ați obligat copilul să vă facă sex oral și că apoi l-ați băgat cu capul nu în WC-ul. Nu este adevărat. Povestiți-ne un pic ce s-a întâmplat, că înțeleg că ați fost acolo. Dar logic am fost, cum să nu. Deci în seara aia când am fost la metria asta, a fost după ora 1 noaptea, așa, m-am dus acolo, s-a dat tortul ce s-a dat și s-a început toată lumea cu tort, cu deste. Și el era în fața mea, l-am mâșghilit și eu pe el. Deci nu a fost nicio discuție de... Atât, nu chestia. Ați intrat după el în baie, nu l-ați obligat? Nu, se poate dovedi. Dar nu v-au chemat până acum la poliție, că au depus o plângere? Nimeni nu m-a chemat până acum. Că ei susțin că l-ați și filmat și că aveți o filmare nu în sensul e adevărat, ăsta. Nu e adevărat. Deci asta, eu de asta vreau să vă spun aici în față la cameră, se poate dovedi prin detectorul de minciuni. Și tatăl mai spune că acum vreo 2 ani așa? Ați fi mai făcut treaba asta cu un alt copil sau cu un altul mai mare, da, era un pic, da, și că ar fi avut cineva o filmare și atunci cu treaba asta. Dar se poate dovedi, dar el are curaj să meargă la detectorul de minciuni? Asta nu știu, vedeți, dacă vă chema la poliție, și pe unul și pe altul. Da, și... foarte, eu nu dau nicio declarație, până nu vreau să văd declarația lui în primul rând și al doilea rând să meargă la detectorul de minciuni. Asta e singurul lucru care vreau. Da, cu copilul aveți vreo legătură? Nu am, adică, dacă vă absolut, pe stradă, nu am nicio treabă cu copilul ăla, eu nu am nicio treabă. Ăla este un tâmpit de copil care a scos niște vorbi să treacă lumea. El știe toată lumea ce javră de copil și pe unde stă. Dar de ce să facă așa ceva? Păi de ce să-mi fac așa ceva? Că n-au bani. Și vor bani, că eu muncesc, eu am un lucru, am un loc de muncă, am o familie, am doi copii. Și ei vor bani, că n-au bani să... mănânci. Adică credeți că vor să scoată, da, ceva? Da, dar nu-s primul, doamnă, nu-s primul. Nu sunt primul care să face chestii de genul. Adică... deci duceți-vă la toată strada asta și întrebați de mine. Și duceți-vă și întrebați și de ei. Am mai făcut chestii de genul ăsta? Da, logic. Nu sunt singur. Duceți, interesează-vă cât de dosare au. Dar copilul ce-i cu el? Ce face? Bine, tata stă l-am înțeles. Stă pe bar, stă, face scandal. Doar în seara când a fost chestia cu... că doar de la ce a pune, s-au luat ei la bătaie, copchii, la bătaie, se jucau pe acolo. Și el, băiatul, s-a răstit la mine și a zis, bă, nu-i frumos să te răstești la mine, că eu am niște ani, tu ai niște ani. Da? Și el s-a dus și i-a spus lui mătuși că eu i-am dat cu pumnul în cap. Și de acolo a plecat toată treaba, că eu nici nu m-am atins, era păi atâta. Da, n-a zis de pumn. Tocmai de la ce a plecat, deci tocmai de la ce a plecat, nu e nicio problemă asta. Deci să dovedești.